Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint rețeta mea de tocană de legume cu orez pentru iarnă, pe care o fac fără sterilizare. Eu așa o fac în fiecare an și niciodată nu am avut probleme ca această tocană să nu țină peste iarnă. În această rețetă eu am folosit 5 kg de ardei capia roșu, dar putem folosi și gogoșari și ardei gras colorat în proporții variabile. Am folosit 3 kg de ceapă roșie, dar putem folosi și ceapă albă sau putem folosi doar 2 kg de ceapă. Mie îmi place cu ceapă mai multă. Am folosit 2 kg de morcov, 1 litru de bulion, 2 linguri de sare mare neiodată, 100 de ml de ulei de măsline extra virgin opțional și 200 de grame de orez fiert sau hidratat. Eu l-am hidratat în momentul în care am început să tai legumele. Ceapa, 3 kg, o tăiem în bucăți mai mari și o mărunțim într-un blender. Dacă nu avem blender, tăiem această ceapă foarte mărunt cu cuțitul, dar cu siguranță ne va lua mai mult timp. Așa trebuie să arate ceapa. Când terminăm această ceapă de mărunțit, o punem într-o cravită mare pe aragaz, la foc mic spre mediu. Eu nu prăjesc niciodată ceapa, nici legumele, pentru că nu este sănătos. O las să fiarbă în zeama ei, pentru că ea va lăsa zeamă. Morcovul, 2 kg, la fel. L-am tocat în bucăți mai mari, l-am pus în blender și l-am mărunțit. Dacă nu avem blender, folosim o răzătoare. Așa trebuie să arate morcovul. Dăm morcovul pe răzătoarea cu ochiuri mari. Adăugăm morcovul în cratița cu ceapă, amestecăm puțin și apoi la fel punem capacul ca morcovul și ceapa să se aburească și să-și lase zeama. Ardeiul gras, capia, gogoșarii, ceea ce folosim noi, 5 kg, la fel le tocăm. Punem în blender și mărunțim. Dacă vrem ca acest ardei să fie mai mare, îl putem toca în fâșii subțiri cu cuțitul. Adăugăm ardeiul în compoziția de ceapă și morcov în cratiță. Amestecăm foarte bine. Eu această compoziție am pus-o în două oale pentru că era prea multă și nu aveam unde să amestec și unde să fiarbă bine și să scadă. Ocazional amestecăm ca această compoziție să nu se prindă de oală. Ideal e să avem, să folosim niște oale antiaderente dacă avem sau din acelea de tuci. Amestecăm foarte bine și bulionul, dar doar în momentul când legumele au fiert foarte bine, deci nu-l punem mai înainte. Punem sarea mare, neiodată, 2 linguri sau după gust și uleiul de măsline, 100 de ml, dar acesta este opțional. Putem să nu-l punem deloc și să adăugăm doar în momentul când vom consuma această tocană. Nu va schimba cu nimic, doar gustul va fi diferit. Adăugăm și orezul hidratat. Eu l-am pus hidratat, 200 de grame, dar putem foarte bine să-l fierbem, dacă dorim înainte. În tot acest timp, cât tocana a fiert, noi spălăm borcanele, le sterilizăm și le pregătim. Calculăm borcanele după compoziție. Dacă avem 10 kg de legume, vom avea nevoie de 5. Capacitatea borcanelor să fie de 5 litri. Când compoziția a scăzut la jumătate, putem să o lăsăm un pic mai cu zeamă sau mai uscată, cum dorim fiecare, dar ea trebuie să scadă la jumătate, aproximativ.
Important este să nu oprim focul în momentul când umplem aceste borcane. Umplem fiecare borcan pe rând, ne asigurăm că a ajuns, că nu are foarte multe goluri de aer și punem capacul după fiecare borcan umplut. La sfârșit le ștergem, le verificăm din nou capacele, le ștergem cu o cârpă umedă și le punem în pături 24-48 de ore până la răcirea completă. La răcirea completă verificăm din nou capacele. Dacă nu sunt trase în interior, nu le punem în cămară, ci le consumăm. Înseamnă că acele capace nu au fost bune. Vă doresc poftă bună, vă doresc o zi bună, vă mulțumesc pentru vizionare, pentru faptul că urmăriți rețetele mele, pentru că le distribuiți, pentru că v-ați abonat. Vă aștept la o nouă rețetă și aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii. O zi bună, la revedere!